O știre care a fost astăzi, Curtea Penală Internațională a solicitat mandat de arestare în privința lui Vladimir Putin pentru invazia sa barbară în Ucraina. Și vreau opinia fiecărei domniilor dumneavoastră, pe scurt. Începem cu domnul Galbur. Cum vedeți această decizie? Bine, se încearcă același scenariu ca și în cazul președintelui Slobodan Milošević din Iugoslavia, doar că vremurile s-au schimbat și noi nu vorbim de Iugoslavia care pur și simplu s-a spart și s-a dezmembrat în mai multe state, ci vorbim de Rusia, care e o putere nucleară, vorbim de Rusia care este partener de încredere al Chinei, vorbim de Rusia care are toate zăcămintele naționale, zăcămintele minerale de pe fața Pământului și care încă nu a pierdut războiul din Ucraina așa cum, iată, vor partenerii noștri din vest, din Occident să ne convingă că Rusia deja a pierdut războiul. De aceea nu m-aș grăbi să spun că bine i-au făcut, pentru că asta este egal cu zero. Domnule Cărnaț, punctul meu de vedere. O secundă. Purtătoarea de cuvânt, da, Maria Zaharova, a spus că decizia Tribunalului Internațional de la Haga nu îl va afecta pe președintele rus, întrucât Rusia nu este parte la statutul de la Roma a Curții Penale Internaționale și nu are nicio obligație în temeiul acestea. Totuși, opinia dumneavoastră. Curtea Penală Internațională este un organism internațional care condamnă persoane care au săvârșit crime de război, crime de genocid și crime împotriva umanității. Cunoaștem noi că aceste mandate s-au eliberat pentru două persoane. Pentru urmărirea lui Putin și a doilea pentru președintele comisiei legat de drepturile copilului. Exact. Deoarece dreptul copilului, fiindcă au fost maltratați, au fost sechestrați copiii din Ucraina, deportați în Rusia. Și punctul meu de vedere, dacă s-au săvârșit astfel de crime, chiar dacă Rusia nu face parte de la statutul de la Roma, atunci s-ar putea ca această curte internațională de la Haga să investigheze dosarul, să adopte anumite hotărâri. Dacă acolo este procuror, acolo este avocat, acolo sunt marturi care se depun depozit și ca rezultat să adopte o hotărâre raport cu nu numai aceste două persoane. La această curte vor fi prezentate încă mii și mii de persoane oficiale din Federația Rusă. Ca atunci când va veni momentul oportun să părăsească Putin Rusia, având o astfel de hotărâre de către o curte internațională, să fie reținut, etc. Da. etc. Domnule, o secundă. Da, mai degrabă sau mai târziu, negru trebuie să fie condamnat. Domnule Cărnați, v-am auzit, i-auziți și ceilalți invitați. Domnule Lisnevski, dat cu temâie, 100% de asta. Bine, trebuie să înțelegem că face parte, da, din această bătălie între Est și Vest, da, noi vedem că Statele Unite și Uniunea Europeană continuă să comunice, da, dacă putem să zicem comunicare cu Rusia prin diferite acțiuni, da, de exemplu, rușii au dobărât drona în Marea Neagră, Statele Unite și Uniunea Europeană răspund prin decizia din Gaga. Toate acestea lucruri sunt foarte mici segmente care în mare parte le înțeleg doar acești jucători geopolitici, da, care până la final ar fi bine că să avem o instituție internațională care totuși să facă claritate, dar știți care este de fapt problema? Problema este în tot acest joc geopolitic, murdar, care este de fapt o tragedie pentru un popor, faptul că lucrurile oficial, da, nu sunt declarate deschis. Da. Pentru că uitați-vă, noi avem, toți zic că în Ucraina este război, da? E război. Dar la momentul dat, nici Rusia, nici Ucraina nu au declarat război. Pentru că, în primul rând, pentru Ucraina ar fi bine că nu achită creditele, adică un ajutor sunt ar primi direct. Să vă întrerup, da, pentru că vreau și opinia lui. Părerea mea, în primul și în primul rând, Republica Moldova a ratificat statutul Curții Internaționale Penale. Curtea Internațională Penală este o curte a organizației Națiunilor Unite, din care fac parte toate țările lumii, ceea ce trebuie să cunoască cetățenii. Și noi vom aplica decizia acestei curți, dar este foarte puțin probabil ca Putin să vină în țară la invitația lui Igor Dodon, Ivan Ceban sau Ilan Șor, foarte puțin probabil. De aceea eu cred că lucrurile se vor întâmpla altfel. Să înțelegem că dacă va veni Putin în Republica Moldova, după cum spune domnul Stradi, va fi reținut.